E super frumos. Deci, efectiv, nu mă mai satur din a spune cât de frumos e locul ăsta. Neața, aventuroșilor! Bună dimineața! Astăzi ne aflăm în Da Nang. Este dimineață, în jur de 9, și mergem spre cea mai tare atracție turistică de aici, din Vietnam. Se numește Bana Hill. Mergem acolo, poate ați văzut vreodată poza aceea cu podul care e ținut așa în mâini. Mergem și noi acolo, e la o altitudine destul de mare, undeva la 1487 de metri, dacă nu mă înșel. Cum ajungem acolo? O să luăm o telecabină care are 4 recorduri mondiale, cel mai lung traseu de telecabină din lume, cablurile sunt cele mai grele din lume, diferența de altitudine dintre punctul de pornire și punctul de sosire este cea mai mare din lume, 1300 și ceva de metri. Și mai are încă un record mondial pe care l-am uitat, dar e important că sunt 4. O să mergem acolo. Ce mai este de vizitat? Este un parc de distracții și un sat franțuzesc despre care o să vă povestesc imediat. Ok, am ajuns aici la Bana Hill. Ideea e că noi am luat turul plin cluc. Am dat undeva de la 68 de euro în total, două persoane. Stai la hotelul tău cam până pe la între 8 și 8 jumate și vine autobuzul după tine te ia de la hotel direct și faci până aici cam vreo 45 de minute. De fapt, care este istoria lui Bana Hill, de ce este așa franțuzesc, de ce este un oraș francez? Francezii au venit aici undeva prin 1800 și ceva și au stat cam 100 de ani, până în 1945, când a fost un război aici. Ideea e că în Vietnam există două anotimpuri, iarnă și vară. Vara se ajunge până la 42 de grade Celsius și asta era ceva destul de neconfortabil pentru francezi. Și mureau destul de mulți din cauza asta, din cauza căldurii. Așa că s-au gândit, ok, o soluție pentru a sta în Vietnam este ca pe timpul verii să mergem în munți. Așa că au venit și au construit aici pe munte mai multe vile care s-au transformat ulterior în hoteluri și așa mai departe. S-a dezvoltat zona. Dar după ce francezii au fost izgoniți de aici, totul a fost distrus. Vietnamezii au venit și au zis, bă, gata, acum distrugem tot ca să nu se mai întoarcă francezii. În 1997, dacă nu mă înșel, guvernul vietnamez a spus, ok, bă, hai să facem totuși acolo ceva turistic, având în vedere că Da Nang era un oraș mic și nedezvoltat. Prin chestia asta sperau să aducă foarte mulți turiști. Aici, pe timpul verii, vin undeva la 30.000 de turiști și acum, pe timpul iernii, vin 10.000 de turiști zilnic, deci sunt foarte, foarte mulți care vin. Uitați și intrarea aici, zici că e o cetate, o cazemată ceva. Și noi intrăm în partea asta. Sunt mai multe stații de pornire aici la Bana Hill. Noi suntem la stația Hoi An. Vom face două ture cu telecabina. Deci așa arată telegondola asta, prima pe care o luăm. Noi acum ne aflăm într-una dintre cele 5 linii de telecabină de aici. Sunt două peste 5.000 de metri. Noi ne aflăm într-una care are 5.120 de metri lungime, dus întors. Poți să faci turul acesta, poți să le faci și pe celelalte. Asta este inclus în turul pe care l-am ales noi. Să vedem și cum e priveliștea de sus, pentru că de aici deja ne aflăm la o altitudine destul de înaltă. Mie mi s-au înfundat deja urechile, dar priveliștea e foarte frumoasă. Cam așa arăta drumul pe care ar fi trebuit să mergem dacă nu exista telegondola asta. Am înțeles de la ghidă, doamna ghid, că dura undeva între 3 și 4 ore ca să urci muntele ăsta, acum durează doar 20 de minute cu telecabina asta, deci e o super afacere. Așa arată unde te lasă telecabina asta. Ghidușa noastră e aici, a venit și ea. Și ce? Suntem la stația Marseille. Da. Ideea e că e o senzație foarte frumoasă și o priveliște superbă, așa când te plimbi cu telegondola aia, când te dai jos aici,
e destul de frig, așa că tricoul ăsta nu-și face treaba cum trebuie, adică nu ajunge doar el, așa că o să tragem și hanoracul peste. Am ajuns acum, am venit pe aici prin spate și e foarte aglomerat, după cum se vede pe aici. Suntem pe Golden Bridge. Adică podul cu mâini, istoria, povestea mai bine spusă a lui, este că mâinile sunt mâinile zeului muntelui, iar drumul este drumul spre rai. Deci zeul ține în mână drumul spre rai, iar drumul spre rai există aici în Banna Hill. El este grădina care se află la capătul podului. Bun, deci așa arată podul ăsta pe care mergem acum, cu mânuțele muntelui, cu podul care duce spre rai. Și de fapt am înțeles de la doamna ghid că mergi pe aici pentru a ajunge direct în muntele ăsta. Adică e ca și cum îți ține muntele o punte pentru a ajunge pe el și te invită aici. E foarte multă lume, se aude muzică franțuzească. Sper să nu se aude pe microfon, să nu ne luăm copyright strike-uri. Da, pe partea asta se vede foarte frumos muntele, norii. Pe aici am urcat noi cu telegondola asta și acum mergem mai departe spre rai. Așa arată și degetele văzute mai de aproape. Sunt dintr-o piatră așa făcute. Da, aici s-a mai liberat puțin. Deci, nu, dacă acum sunt doar 10.000 de turiști zilnic, mă întreb cum arată aici dacă vii vara, unde sunt 30.000, de 3 ori mai mulți oameni odată aici. Noi avem cam o oră și 20 de minute să ne întoarcem în punctul ăsta de aici. O să mai vizităm încă vreo 3 atracții înainte să ne întoarcem și să mergem mai departe spre satul francez, care este excepțional, am înțeles, având în vedere că ești în Vietnam și totul este așa franțuzesc, stil franțuzesc, construit de cei din Vietnam. Și aici sunt niște chestii faine, astea sunt niște picioare care pur și simplu sunt tăiate așa și în vârf, cred că e un bonsai pe fiecare picior. E domnul ăsta care are capul îngropat, de fapt capul e deasupra, corpul e îngropat. Mâinile astea care ies tot așa de aici. În spate mai este un cap acolo, nu? Și asta presupun că este telegondola care te duce mai departe, la următorul punct, mai sus, spre satul francez. Doar că noi o să mergem mai departe pe aici, în jos, să ne-a dat o hartă cu care o să ne descurcăm mai departe, să ne plimbăm. Deci, noi am venit de acolo de jos, unde scrie Hoi An Station, am mers 5261 de metri cu telegondola. Am ajuns aici și acum o să urcăm puțin mai sus și mergem unde se vede acolo punctul 14. O să vizităm după aia 16, care e o grădină cu flori, și 17, care este o pagodă ceva. Drumul spre cramă și spre grădina frumoasă cu flori. Am trecut prin bolta asta, adică prin mai multe, foarte frumos făcut. Și acum mergem spre punctele noastre de atracție. Ce am văzut pe stânga? Un castel care acum se construiește. Deci dacă veniți peste câțiva ani, o să fiți norocoșii care vizitează printre primii clădirea asta. E exact ca un castel. Eu n-am fost până acum la, cum se numește, Disneyland sau ceva de genul ăsta, parcuri mari de distracții. Dar fiind aici, mi se pare că poate să fie ceva asemănător. Poate mă înșel, dar în orice caz, nu știu, e imens spațiul ăsta unde suntem acum. Și ce am văzut și puțin mai devreme, castelul ăla care se construiește e imens, imens, imens. Informații despre tur. Poți veni aici și pe compropriu și cu tur ghidat. Există două tipuri de bilete, doar telecabina și telecabina cu bufet inclus. Bufetul este sus în satul franțuzesc. Noi am ales să luăm doar telecabina pentru că ne-am luat mâncare la noi. Am zis să nu depindem de programul restaurantului. Încă o chestie, dacă veniți cu mâncare la voi, să nu o țineți foarte la vedere, pentru că ne-a spus ghidul că nu ai voie cu mâncare sus, dar toată lumea își pune mâncarea în rucsăcel.
Haideți să mergem mai departe să vizităm ce-i pe aici. Acolo sus, de acolo v-am spus despre bilete, am coborât. Iar acum mergem spre grădina, grădina raiului, ca să spunem așa, și spre cramă. Locul pe care îl vizităm este crama și ea a fost construită de francezi în 1923 și este singurul loc care a rămas după ce vietnamezii au demolat tot ce era aici și era construit de francezi. Haideți să mergem în interior. Rămâm acum în cramă. Wow, și este așa, e un tunel aici. Vlad e deja în față și el crede că eu nu-l văd. Wow. V-ați speriat? Și ăsta este un butoi pe care l-au amenajat așa foarte frumos, cu o groază de detalii acolo. Foarte drăguț făcut. În partea asta tot așa, tot mergi prin, cum se numește, pivnița asta, aș spune, prin tunelurile astea subterane. Ok, deci cum ieși din tunelul ăla, ajungi într-un bar și din barul ăla poți să ieși afară. Am văzut și niște prețuri foarte mari aici, dacă vrei să bei cine știe ce băruți. Asta este grădina la care ajungi după ce termin cu podul, iar acolo în spate este pagoda și, bineînțeles, statuia mare a lui Buddha cu care ne-am obișnuit. E foarte colorat și, având în vedere cât e de frig, florile astea arată super. Ce vedem aici este coada unui păun făcută din flori și ăsta e căpulețul, e ce frumos e. E frumoasă grădina asta cu flori. De aici o să mergem înapoi spre telegondolă și să ne întâlnim cu restul grupului ca să mergem mai departe spre satul francez. V-am păcălit. N-am mers direct la telegondolă, ci am venit aici la pagoda asta, care era numărul 17, cred, pe hartă. Opa, să mă dau la o parte că-și fac oamenii poză. Noi am crezut că e destul de departe, având în vedere cum arăta pe hartă, dar era chiar lângă. Nu știu, cred că am mers mai puțin de 50 de metri și am ajuns la ea. E Buddha ăsta imens și acolo în spate există o fântână care nu cred, nu arată în stil franțuzesc, ci e mai mult așa chinezesc, cu dragonul ăla. Da, cam asta e de văzut la nivelul ăsta. Acum o să mergem pe bune înapoi spre telegondolă să ne întâlnim cu grupul, pentru că mai avem vreo 10 minute până putem să fim acolo, până nu se uită oamenii urât la noi pentru că am întârziat. Hai să mergem. Mai știți ce? Senin, era mult mai clar atmosfera pe aici când am ajuns și acum s-a lăsat o atmosferă misterioasă, așa, cu norul ăsta care a invadat peste tot pe aici. De aici, din punctul de unde am venit prima oară cu prima telegondolă, unde am ajuns, am stat acum la coadă și mergem sus aici, urcăm la următoarea telegondolă să ajungem la satul francez. Ne suim aici și hai în partea asta ca să se vadă frumos. Uitați ce misterioasă e atmosfera acum cu norul ăsta care a înghițit acolo în spate. Se vede puțin silueta unui castel, telegondola asta și cum... Îi dăm înainte, așa romantic. Da, e ceață aici, multă. Te simți așa ca într-o poveste aici, foarte frumos. Deci cred că cu telecabina asta cu care am fost acum am urcat vreo 3 minute, 5 minute maxim, dar nu cred, mai puțin. Și acum ne aflăm așa, ca într-un castel, e totul într-un aer așa medieval, cu niște picturi pe pereți aici. E frumos, foarte frumos. Uitați cum arată pe aici, ce stil, statui. Și unde am ajuns aici? Deci nu mai arată ca Vietnam. Asta este orașul francez, zice ea. Ia uitați cum arată pe aici. Ce castel nebun. Și pe aici sunt ăștia, grifoni. Cum sunt pe la statuile alea
de pe case, de pe monumentele din Paris, ai zice? E interesant cum am ajuns aici dintr-o dată într-un oraș franțuzesc. Deci în turnul ăla de acolo din spate, acolo este intrarea la primul roller coaster. Iar în partea asta, la altă, unde este turnul celălalt din spate care e înghițit acum de nor, este celălalt roller coaster. În total sunt două. Poți să vii aici să te distrezi, să te dai în ele. Noi cred că o să mergem să ne dăm în ele, cel puțin într-unul, să vedem, să le încercăm cât de periculoase sunt ele. Aici este super frumos, așa cum arată clădirile, cum am zis, așa în stil franțuzesc acolo. Este niște gladiatori de ăștia romani, nu știu ce sunt ei. Și în orice caz, și norii ăștia care vin și creează o atmosferă, se văd pe aici, nu știu sigur dacă se văd pe camere. Ok, după cum ne știți, așa mai aventuroși, o să mergem acum să ne dăm în roller coaster și după aia o să vizităm orașul ăsta franțuzesc. Deci hai să vedem ce ne așteaptă aici. Coada asta este foarte mare. Cred că o să ne dăm o dată și cam asta o să fie cu roller coasterul ăsta. Bună ziua, domnule Costace. Bună dimineața. Ce faci? Bine, tu? Și eu. Te distrezi? Deocamdată nu, că stăm la coadă, dar după aia să vedem dacă ne distrăm tare acolo cu roller coasterul ăla. Vedem. O să filmăm cu GoPro acolo, adică cu ce vedeți acum. Ne apropiem. Ia uitați ce aproape suntem. Efectiv s-a oprit caruselul. E prea înnorat, prea ceață. Nu se mai vede nimic acum. Aici se vede puțin. Puțin și coada, dar încolo nu se vede nimic și din cauza asta s-a oprit. Ok, ne-am urcat, ne-am pus centurile. Nu prea au trecut norul ăsta, dar aparent putem să-i dăm drumul. Vlad e la control, eu sunt aici scut și mergem așa să vedem ce, care-i senzația. Am așteptat cam o oră. Wow, wow! Am așteptat cam o oră. Cam asta e privirea. Și acum balăm cu noi. Wow! Ia, uitați! Aaaa! Ce fain e! Eris! Da! Mai încet! Mai încet! Mai încet! A zis încet! Da! Da, ce frigui! Aici zice frână. Mi-a dat lacrimile. Și ne-a dus înapoi. Turul cât ne-am dat? Cred că vreo 3 minute maxim. Și am ajuns. Ne dăm jos. Au! Ok, deci e foarte fain turul ăsta. Durează cam puțin, dar te distrezi în el. Da, e fain că poți să setezi tu cât de tare vrei să mergi, frâna, etc, fac și poze. Și poți să le cumperi la finalul cursei cu 60.000 de dong per poză. Noi am ales să nu facem asta pentru că am înregistrat totul pe cameră. De aici mergem să vedem în sfârșit satul franțuzesc. Venit dintr-acolo, totul decorat foarte frumos de Crăciun. Și aici au și o catedrală, foarte bine seamănă cu una din Franța, așa, în stil gotic făcută. Se cheamă Catedrala Saint-Denis. O să mergem și noi acum înăuntru să vedem cum arată. Intrăm pe porțile astea mari. Wow! Și ce bine seamănă cu o catedrală franțuzească. Foarte bine! Uitați și coloanele și geamurile, foarte fain. Foarte fain.
Mergem mai departe și toate magazinele au nume franțuzești și clădirile. Replică foarte bine și sentimentul de Franța, așa, de vibe-ul. E un restaurant unde poți să-ți iei, aici au burgeri, paste, poți să-ți faci propriile paste, au și pizza, deci nu mor de foame în caz că nu apuci să-ți iei de mâncare. Thank you! Doar că buzunarul are destul de mult de suferit aici, având în vedere prețurile alea de 200 și ceva de mii pentru un burger. Gândiți-vă că noi dăm, am găsit, da, cu cât dăm noi? 140 de mii. 104, ce, pe un burger? Nu, pe 3. Pe 3 burger, da. Și nu doar că poți să vizitezi și să mănânci aici, există și hoteluri în care poți să stai. Este Hotel Bordeaux, de exemplu. Și aici există valize, deci oamenii chiar stau. Hello! Deci poți să stai să noptezi aici, în orășelul ăsta franțuzesc, și să te simți stând în Vietnam, exact ca în Franța. Singurul lucru care dă de gol locul ăsta și te scoate puțin din vibe-ul francez este mâncarea, care este vietnameză și nu mă plâng de lucrul ăsta pentru că e foarte bună, dar asta ți-aduce aminte că ești la doar o oră distanță de Da Nang. Sunt multe restaurante aici, toată lumea se bucură, mănâncă, este grătar acolo, e frumos. Și aici se simte spiritul Crăciunului. Și acum urcăm mai departe spre pagoda aia de acolo din vârf, care cred că e într-un stil chinezesc făcut. Are așa colțurile de la acoperiș țuguiat. Să vedem cum arată și de acolo. Și am ajuns aici aproape de vârf. Vârful e, trebuie să mai urcăm câteva trepte, asta e pagoda aia mare. Și acum am ajuns în vârful pagodei, aici oamenii cred că o să dea iarăși cu dongul ăla de o să ne țipe timpanul. Se pun aici, nu știu, bani, habar n-am din ce cauză, poate tot așa pentru noroc. Și acum se pregătește să dea ea una. Aici se vede foarte frumos tot orașul de sus. E super frumos, sunt așa numai castele, zici că e ceva medieval. Și gândiți-vă că totul a fost reconstruit din 1997 până în prezent. Așa puțin cu zoom ca să vedem exact skyline-ul, să zicem, la sătucul ăsta franțuzesc. Noi am venit de undeva din spate de acolo, așa. Ne-am plimbat pe străduțele astea, unde sunt astea țuguiate acolo, sunt roller coasterile. Acolo în spate nici măcar n-am văzut că există niște fântâne așa cum cu apă. Da, e foarte frumoasă senzația. E mult mai răcoare decât în oraș, clar, decât jos în Da Nang. Și dacă veniți aici iarna, cu siguranță puteți să luați o geacă cu voi, să nu cumva să dârdâiți pe aici. Și uitați aici, ce aer franțuzesc. Am găsit aici, zici că ești undeva prin Strasburg, pe undeva. Foarte, foarte frumos și doamna care îngrijește aici. Hello! Și Alexandra care se relaxează. Și e frumos că aici nu avem muzică, pentru că toată ziua am fugit să nu prindem muzică, pentru că ne luam copyright și atunci ne-am ascuns. Ba pe acolo, bea pe acolo. Ne ascundem mai nou de muzică și de copii, pentru că nici copii n-avem voie să arătăm pe imagine. Și atunci... Vedeți mai mult fața exact, asta spune. Vedeți mai mult fața noastră, nu? Că nu avem față de copil, că nu puteam să intrăm. Și altă priveliște tot de aici, din aceeași piață. Există fântânile astea pe care le-am văzut și de sus din pagodă. Deci, efectiv, nu mă mai satur din a spune cât de frumos e locul ăsta. Și cât de îngrijit și cât atenție la fiecare detaliu și cum poți să construiești efectiv un oraș întreg, un sat, să zicem. Nu un oraș, că nu-i foarte mare, dar e incredibil. Și uitați aici ce
Specimen, domne, ce specimen de ren frumos am găsit aici. Da, superb, superb. Deci ne-am hotărât să ne luăm și noi o de asta, o gogoașă vietnameză se numește, care aparent este un desert. Costă 50 de mii. Două. Deci nu e un preț foarte piperat, mi se pare, având în vedere cât e acolo înăuntru. Se pun aici, se fierb cu susan, se prăjesc de fapt în ulei cu susan și înăuntru e ceva mov, nu știu exact ce, poate să fie taro, cartoful mov, nu-mi dau seama. Această gogoșică e umplută cu o fasole, să zicem așa, e mov. Pentru iubitorii de susan, ăsta e cel mai bun lucru din lume. Am primit două la 50.000 de dong și recomandăm să vă luați asta pentru că ține foarte bine. Bun. Da? E foarte bun foarte și ține bine. Ține bine la stomac. Asta vreau să zic. În cazul în care vreți să faceți același tur pe care l-am făcut și noi astăzi, nu uitați să vă uitați în descriere pentru că acolo puteți primi o reducere de 2,90 € dacă rezervați prin cluc și prin codul din descriere. Turul durează cam 6 ore, 6 ore și un pic. Aveți timp liber aici cât vreți voi. Nu uitați că puteți să vă luați și mâncarea voastră, dar dacă o puneți în rucsac. Se lasă frigul oarecum, e foarte schimbătoare vremea aici. Noi ne-am simțit foarte bine și ne-a dus mai aproape de Crăciun, după cum cred că v-ați dat seama din câte complimente am făcut locului ăsta și decorațiunilor. Tu ce vrei să mai adaugi? Că nu e o reclamă plătită, că pur și simplu exact așa ne-am simțit și e pe bune treaba. Da. Și cred că o să ne și întoarcem când vin părinții tăi aici. Da, cu siguranță. Ne-a plăcut foarte mult. E locul pe care nu trebuie să-l ratezi dacă vizitezi Vietnamul, cu siguranță. Da. Noi o să mergem acum, că e deja ora 3. Mergem să ne vedem cu ghidușa noastră și o să coborâm, o luăm înapoi spre hotel, unde o să ne odihnim puțin, pentru că nu prea am dormit în ultimele zile. Tot am zis că ne culcăm de vreme și nu ne-am culcat. Am dormit vreo 5 ore azi noapte, tu cred că ai dormit chiar mai puțin. Deci mergem acum să ne odihnim și diseară vine videoclipul... Nu știu care, dar vedeți voi. De la parcul de distracții pe care l-ați văzut deja. Noi abia așteptăm să-l vedeți acum în prezent, dar voi l-ați văzut deja. Vă mulțumim că v-ați uitat. Vă mulțumim că v-ați uitat și până aici și că v-ați luat timp pentru tot. Și nu uitați să dați like și subscribe și ne vedem în episodul următor. Vă pupăm! Ceau! Pa, pa!